Domnule Borza, premierul Victor Ponta și ministrul Daniel Chițoiu au afirmat că hidroelectrica va ieși din starea de insolvență undeva prin lunile octombrie-noiembrie. În schimb, dumneavoastră susțineți că un termen realist ar fi iunie 2013. De ce durează atât de mult? De ce durează atât de puțin? Era mai corectă întrebarea. Sigur, nu pot decât să salut în primul rând curajul politic de care a dat dovadă premierul și ministrul economiei când și-au asumat o decizie, pentru că până la urmă e o decizie politică, este o decizie, spun eu, istorică, pentru că de maniera în care vor evolua lucrurile la hidroelectrica, și eu sunt cât se poate de optimist în ceea ce privește reușita acestui plan de reorganizare, restructurarea și reașezarea hidroelectrica pe niște fundamente sănătoase și reinserția uneia dintre cele mai importante companii din portofoliul statului, a Ministerului Economiei, reinserția în circuitul economic, va depinde și soarta altor companii cu probleme similare, pentru că aici vorbim de anumite disfuncționalități de sistem care nu sunt particulare hidroelectricii, în egală măsură se regăsesc în toate societățile cu capital de stat, fie că vorbim în cele din portofoliul Ministerului Economiei, de la Ministerul Transporturilor, băieți deștepți sunt în toate aceste societăți. Și atunci e evident că singurul instrument eficace și care de o manieră rapidă și radicală poate să taie răul din rădăcină este insolvența. Acum eu nu fac prozelitism și nici apologia insolvenței. Nu înseamnă că Borza sau Euroinsol le va lua pe toate. Adică încep să obosesc chiar și la hidroelectrica, pentru că am ajuns să fiu singur împotriva tuturor și îți creează o stare de disconfort, mai ales când lupți pe mai multe fronturi, când știi că ai dreptate, când se văd rezultatele muncii tale, a măsurilor întreprinse, dar constați că e singur. Un câmp în care din toate părțile toți trag în tine. Deci s-ar putea apetitul Euroinsol sau lui Borza pe alte insolvență să fie unul foarte redus. Dar revenind la fondul întrebării dumneavoastră, sigur, sunt declarații politice. Suntem înainte de o mare confruntare, de ce să nu recunoaștem alegerile parlamentare, fiecare încearcă să-și capitalizeze oarecum politic ceea ce se întâmplă la hidroelectrica și unii și alții deopotrivă. Nu spun că nu ar fi posibil ieșirea hidroelectrica din insolvență. În octombrie, noiembrie, sigur că a fost avansat un termen și mai aproape de noi, chiar septembrie. Spun că e puțin probabil și că e puțin fezabil un astfel de scenariu, pentru că totuși vorbim de o societate care înregistrează datorii de peste 1 miliard de euro. Noi am notificat 836 de creditori, sunt înscriși vreo 437. Din păcate, tribunalul n-a fost în măsură, din cauza vacanței judecătorești, să ne pună la dispoziție toate aceste declarații de creanță, n-a reușit să le inventarieze, să le proceseze, să le introducă în ECRIS, dar din ECRIS rezultă că ar fi 437 de declarații. Sigur că noi urmează să facem acel tabel preliminar al creanțelor. Nu toată lumea o să fie foarte fericită de modul în care vom înscrie anumite creanțe, de modul în care vom înscrie pe băieții deștepți, cu acele daune cerute pentru, să spunem, beneficiu nerealizat, de modul în care vom înscrie anumiți furnizori, sau de ce nu chiar bănci, în ceea ce privește modul de calcul al unor dobânzi, a unor penalități de întârziere, e valabil și pentru antreprenorii, pentru mari constructori, fie că vorbim de cei externi, de Voith, de Andritz din Austria, care au penalități de întârziere de ordinul zecilor de milioane de euro, că vorbim de antreprenorii români, de hidroconstrucția, de energomontaj, de Rome Electro, de construcții hidrotehnice Iași, toți au cerut penalități de întârziere și trebuie să vedem dacă modul de calcul este corect sau nu. Într-o primă etapă, până când vom avea suficiente elemente, e posibil ca aceste sume, reprezentând penalități de întârziere, daune, comisioane, dobânzi, să le trecem sub condiție. Ori acest tratament automat va genera foarte multe contestații.
Acum, din 437 de creditori înscriși, și trebuie de văzut cum e posibil că din 836 să se înscrie doar jumătate. Ce credeți că s-a întâmplat? Păi, pe 158 dintre ei avem retururi pe corespondență. S-au întors, destinatar mutat sau necunoscut. Noi am luat adresele pe care le-am regăsit în contabilitatea hidroelectrică sau pe RECOM. Este obligația celui agent economic, în situația în care schimbă sediu pentru societăți sau domiciliu pentru persoane fizice, să și notifice partenerul contractual. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu există nicio culpă la hidroelectrica și cu atât mai puțin la administratul judiciar, care a notificat pe acea adresă cu care figurează la Registrul Comerțului sau la Evidența Populației. Bun, deci chiar și pe această, pe acești 158 de creditori care, de la care s-au întors notificările sau ceilalți 300 până la 836, s-ar putea să avem anumite contestații. Acum, ca să simplificăm lucrurile, chiar dacă am avea o singură contestație, facem un exercițiu de imaginație. Una, o contestație din 830 și ceva de creditori notificați. Acea contestație ține pe loc procedura. Adică nu poți să ai un plan de reorganizare decât după afișarea tabelului definitiv al creanțelor. Tabelul definitiv al creanțelor nu se poate afișa decât după soluționarea tuturor contestațiilor. Păi din ce spuneți dumneavoastră, am impresia că procedura de insolvență ar putea să dureze și mai mult, să depășească acel termen avansat de dumneavoastră iunie 2013. Posibil. E posibil. Dar în același timp, intenția unanimă, fie că vorbim de acționari, Ministerul Economiei, Fondul Proprietate, fie că vorbim de creditori și mai ales băncile, chiar și administratul judiciar, sindicate, toți au interesul ca hidroelectrica să iasă cât mai repede din insolvență. Imediat ce vom afișa tabelul preliminar, după data de 10 septembrie și după data confirmării sau infirmării, pentru că luăm în calcul și un astfel de scenariu în care practic am fi degrevați de foarte multe apăsări și responsabilități. Adică există varianta să fim invalidați, creditorii să aibă altă opțiune, pentru că nu suntem nici pe departe un administrator judiciar cu care să se colaboreze. Nu, se colaborează bine, nu vreau să spun că nu, dar sigur, suntem ceva mai riguroși, mai scrupuloși în ceea ce facem și sigur că stilul nostru s-ar putea să deranjeze parte din creditori. Dar în scenariu, în varianta în care suntem confirmați pe 14 septembrie, vom demara discuții bilaterale cu fiecare creditor în parte. Din aia o 400 cât o să fie în tabelul preliminar, 427 sau 437, să încercăm să agrem o formulă de stingere a acestor creanțe, fie prin plată, fie prin reeșalonarea lor. Și atunci să putem, într-adevăr, avansa sau devansa calendarul ieșirii hidroelectrică din insolvență. Dar sigur că sunt scenarii ipotetice, sunt scenarii de lucru. Aveți idee cam care este valoarea creanțelor cerute de credit? Ce am rulat noi până la acest moment, vreo 300 și ceva, erau 5.100.000. Enorm. Da. Și trebuie să mai prelucrăm încă cele 100 care încă nu le-am primit de la tribunal, până de 327 cu 430 și ceva și care sigur poate să însemne și alea câteva sute de milioane de lei, n-avem idee. Probabil masa credală revendicată, creanțele solicitate, nu neapărat admise de administrator judiciar, va fi undeva la 6 miliarde. Cât de grav ar putea să fie pentru hidroelectrica situația în care s-ar vedea nevoită să plătească o mare parte din daunele cerute de anumite companii? Păi daune la momentul ăsta au cerut doar cei de la Alpic, vreo 500 de milioane de lei, Alpic Rom Industrie, Alpic Rom Energy. Din punctul meu de vedere, șansele lor sunt foarte mici, aproape inexistente. Dar sigur că și noi ne gândim în perioada imediat următoare, ca răspuns la această acțiune a dânșilor, să promovăm o acțiune în anulare, 79-80, articolul 79-80 din legea 85, a actelor adiționale încheiate în 2009, prin care contractele au fost prelungite și evident să cerem retroactiv, nu
de la 1 ianuarie 2012, cum am încerut în cazul celor patru cu care am renegociat și am menținut contractele al RLS de electrocarbon și electromagnetică, ci să cerem, așa cum ne permite legea insolvenței, acel beneficiu nerealizat de către noi și care este cât se poate de justificabil, adică toată presa are aceste calcule, vorbim de acel 1 miliard 100 de milioane de euro prejudicii în ultimii 6 ani și dacă împărțim la 2-3 ani de zile, sigur că înseamnă niște sute de milioane de euro, bani pe care suntem cât se poate de îndreptățiți, să-i cerem și noi Alpicului. Ce se va întâmpla efectiv pe data de 14 septembrie când va avea loc prima adunare a creditorilor? Adunarea creditorilor a fost convocată, va fi convocată cu următoarea ordine de zi. Aprobarea acestui raport care, iată, a născut atât de multe dezbateri, controverse și conferințe de presă și care e o lucrare, nu spun exhaustivă, dar e o premieră absolută în România. Sigur că insolvența nu e un element de noutate. Insolvența există încă din 1995, când a apărut prima lege a insolvenței, legea 64. În fiecare an, în medie, intră 20-21.000 de societăți în insolvență. Astfel de rapoarte se fac în toate. E obligația administratorului judiciar să facă astfel de rapoarte pe cauzele care au generat starea de insolvență. Dar nu puteți să-mi arătați nici într-unul din aceste dosare, sute de mii de dosare, un astfel de raport, cel puțin ca volum, ca densitatea informației și zic și ca acuratețe și abordare mai mult decât temeinică, judicioasă, exhaustivă și profesionistă a întregii problematici cu care s-a confruntat hidroelectrica cel puțin în ultimii 3 ani de zile. Deci creditorii sunt chemați să dea un vot pe acest raport, dacă sunt de acord cu concluziile din acest raport, după care sigur că vor trebui să confirme administratorul judiciar și să-i stabilească un orariu. Evident, creditorii au și această posibilitate enunțată deja acum câteva minute de a da un vot de blamă administratorului judiciar. Care sunt cei mai mari creditori? Pe nume băncile. Puteți să dați nume? Sunt cele 10 bănci. Sunt cele 10 bănci cunoscute, ING-ul, Unicredit, BCR-ul, RBS-ul, Alfa Bank, Bank Postul, practic Banca Transilvania, toate băncile după mari. După bănci? După bănci vine natural statul, fie prin Ministerul Economiei, fie prin Apele Române, prin alți producători de energie și sigur creditori privați, antreprenori, tocmai ce vorbeam, pe partea de mentenanță, de construcții, de retehnologizare. Cel mai mare fiind hidroconstrucția. Am înțeles. Au existat voci, mai precis cei de la Hidrosind, care au spus că nu veți face față creditorilor și că ar urma falimentul. Este o declarație mai mult decât irresponsabilă, o declarație criminală care arată multă reavoință, rea credință. Eu am avut un dialog onest, cel puțin din partea administratului judiciar cu liderii de sindical, am inițiat încă de a doua zi, după momentul deschiderii de proceduri, încă din 21 iunie, am avut mai multe runde de întâlniri, inclusiv la Vidraru, le-am cerut din prima zi, poate să arunce toți cu cartofi, cu roșii, cu ce vor după mine, să încerce ceea ce și încearcă de anumite, să mă discrediteze, pentru că altceva mai bun de făcut nu au, adică încearcă să arunce în derizoriu această muncă nu neapărat titanică, dar o muncă plină de substanță și conținut și bună credință în statul judiciar într-un timp foarte scurt, adică ce am reușit noi în 2 luni la hidroelectrica, n-au reușit sau n-au vrut să reușească alții în vreo 10 ani. Dar în fine, sigur, în materie de ingratitudine deja suntem proverbiali și suntem obișnuiți cu un atare tratament. Sigur, e foarte gravă atare afirmație câtă vreme ea vine de la un om din interiorul hidroelectric, câtă vreme ea vine de la un lider de sindicat care are o anumită legitimitate și câtă vreme este asumată și printr-un comunicat oficial al sindicatului, că dacă era un nene de la sindicat, indiferent de calitatea sau funcția care o are de președinte, secretar general, e opinia personală a acelui om, cum și eu, Borza, pot să am o opinie personală care nu neapărat este identică cu opinia administratorului judiciar Euroinsol. Adică, sigur, că administratorul judiciar e ținut de anumite constrângeri, de anumite limite, în care, sigur, că trebuie să ai o anumită conduită. Dar ca persoană, ca cetățean liber, evident că poți să dezavuiezi sau poți să nu fii de acord sau poți să nuanțezi. E câtă vreme un atare scenariu este rulat într-un comunicat oficial al Hidrosindului, sigur că
naște multe semne de întrebare în ceea ce privește, așa cum spuneam, buna lor credință, nu raportat la demersurile și măsurile întreprinse de administratul judiciar, ci raportat la interesele hidroelectrica. Pentru că Borza, chiar dacă va fi confirmat pe 14 septembrie, nu va moșteni hidroelectrica. Că în zilele noastre sunt numărate și au fost încă din prima zi. Noi stăm foarte puțin timp, stăm o lună, două luni după unii sau încă câteva luni în plus după alții la hidroelectrica. Cui profită o hidroelectrică nu cosmetizată ca operațiune așa de paliativ? Că am terminat pentru iarăși foarte mulți. Insolvența l-a terminat odată cu denunțarea contractelor cu băieții deștepți. E o mare greșeală. Aceste contracte sunt doar vârful icebergului. Noi am identificat alte încă 8 cauze care în egală măsură au afectat foarte mult și au deteriorat principalii indicatori financiari ai societății. Sigur că am închis o etapă, am închis un capitol cu contractele bilaterale de furnizare a energiei electrice, dar au rămas deschise alte capitole. Aportul nostru pe piața reglementată, în care suntem, am fost constrânși, și ăsta poate cel mai potrivit termen, să livrăm în 2012 5,5 teravați. Mi s-a mărit cota cu un teravat în noiembrie anul trecut, în condițiile în care să știam că și la acel moment eram sub imperiul unei clauze de forță majoră, se cunoșteau și prognozele de la Institutul de Hidrologie pentru 2012 care erau pesimiste. Nu numai că ne-a mărit cota, aportul în piața reglementată, dar ne-a diminuat și prețul de achiziție de la 98 la 71 de lei megavatul. E o foarte mare pierdere, sunt vreo 300 de milioane de lei doar pe primele 7 luni din 2012. Un alt capitol sau front l-am deschis cu ANR-ul, cu administrația Apele Române. Pentru că ei au promovat o hotărâre de guvern în decembrie 2010, prin care au majorat prețul apei uzinate cu 423%. De la 0,26 am ajuns să plătim 1,1 lei pe 1000 de metri cubi și asta înseamnă o creștere cu 231 de milioane de lei în 2011 a prețului apei uzinate, în condiția în care apa, vedeți mai nou, devine, sigur că materia primă de bază, dar o materie foarte scumpă și greu de găsit. Sunt și acele contracte de investiții, sunt acele obiective de investiții cu componentă energetică redusă. Și am identificat în raport vreo astfel de 5 situații în care hidroelectrica a trebuit să finanțeze cu aproape 1 miliard de lei lucrări care, așa cum am spus, au o componentă și o funcție mai degrabă socială decât energetică, fie prin întâmpinarea unor inundații, fie alimentarea cu apă potabilă a unor comunități locale sau cu apă industrială sau, în fine, pentru agricultură, irigație, pentru că avem probleme cu hidroserverele, care sunt 8 căpușe, care ne mănâncă 107 milioane de euro în fiecare an. Ele sigur că au fost externalizate în 2002 în scopul privatizării, dar e mult mai ușor să rămână ca entități de stat, pentru că doar așa pot fi căpușate, că la privat merge mai greu cu căpușala. Și ajungem să contractăm lucrări prin atribuire directă cu hidroserfurile la niște cheltuieli de secție de 70%, cu vreo 50% peste media pieței, sau cheltuieli generale de regie, iarăși cu 30-40%, adică cheltuieli foarte mari, costuri foarte mari. Sigur că sunt multe, dar n-are sens acum, pentru că aveți raport, este public raportul pe 59. Deci iată că noi am deschis 9 fronturi de luptă la simultan și deja suntem foarte incomozi pentru toată lumea.